Am deja un plan pentru asta, a ta și al meu. Nu-i treaba ta, e răzbunarea mea, nu a ta. Dar împreună vom fi mai puternice. Ai înțeles ce ți-am zis, sau nu? N-am nevoie de tine ca să fac ce vreau. N-am tot liceul împotriva mea, am prieteni care mă vor ajuta și n-am nevoie de o scorpie ca tine să mă încurce. Eu nu sunt scorpie, în primul rând. Și acum, dacă numele tău e pe buzele tuturor din motive netemeinice, nu pot fi decât în avantajul meu. Și eu, care credeam că putem face un armistițiu. Când prezența ta va fi indispensabilă, te voi anunța. Însă prefer să port hainele vechi ale mamei decât să-ți cer ajutorul. Nu va fi foarte dificil de torturat. Hihi, ce e așa amuzant? Ai te căzut foarte mult dacă ai venit să-mi ceri ajutorul. Minunat! E discuția cea mai lungă pe care am purtat-o eu cu ea și se va termina cu... Și se termină cu... Ca toate celelalte. Tu! Ei, nu-i foarte încântat. Ce ți-am spus adinaori? Să nu te implic în povestea cu Debra. Și tu alergi imediat la sora mea să-i ceri să te ajute? Dar e vorba de sora ta, nu de tine. Ba da, mă privește și pe mine, e sora mea și o și ea din cauza asta. Îmi pare rău, nu știam. La naiba nu gândești nimic. Fii calmă și nu încerca să-ți faci dreptate sau nu mai știu eu ce. Ai pierdut din start. Ia o decizie înțeleaptă și abandonează. Nu. Nu. Nu, n-am să mă las călcată în picioare. Ai decis să te dai bătut. Ei bine, eu. Nu și eu. N-am făcut nimic rău și am să demonstrez asta la toată lumea. Dacă ai decis să fii laș, asta nu înseamnă că și eu trebuie să am aceeași atitudine. Hă! Am plecat înainte de a-l mai lăsa să spună ceva. Mi-a făcut bine să mă descarc. Presupun că lui nu i-a făcut plăcere. Fac prostii după prostii. Ah, not cool, man. Iris arată ciudat. Nu, totul e bine. Ce te face să crezi asta? Zâmbești mai mult de obicei. Am aflat că una din prietenele mele nu era așa drăguță cum aș fi crezut. Și asta ar demoraliza pe oricine. Adineau nu părea așa afectată. Mă întreb ce s-a întâmplat. De obicei nu-mi place să citesc ce scrie Peggy în ziarul ei, dar de data asta recunosc că e mișto. Despre ce vorbești? Vei vedea, du-te și cere-i unul. Nu cu mult timp în urmă toată lumea îmi zâmbea. Vei ziarul? Ce scrie? Despre starurile liceului în timpul concertului. Am scris despre băieții și despre Debra. De dată ce încep să citești, nu te mai poți opri. Mi-a dat ziarul. N-ai menționat pe Iris. De ce aș fi scris de ea? Și ea a cântat în timpul concertului. Era la bas. Cui pasă? Și ea vrea ceva senzațional. Toate privirile erau îndreptate spre băieți. Dar fără ea, concertul n-ar fi avut loc. Nu mă privi așa. Eu am scris ceea ce persoanele au chef să citească. Iris va înțelege. Biata de ea. Ia zi, Peggy, când vrei să... Ca cineva să recunoască ceva, cum procedezi? Fac în așa fel încât să nu-și dea seama de ce. Doar un titlu informativ. Dar dacă vrei o mărturisire corespunzătoare, poți înregistra conversația cu persoana în cauză. Să înregistrezi, ca în filmele cu spion, cu microfon în guler. Spionajul este culegerea de informații. Și tu ai ceva de genul ăsta? Da, îl vrei, îl am mereu la mine. Ai putea să mi-l împrumuți? Nu. Bine, și aia e supărat. Ar trebui să cumpăr unul. Chiar nu o ducem bine. Reportofon pentru a prinde pe Deborah. Care nu o să se întâmple. Aha. No. Ok. E din cauza faptului că nu se vorbește de tine, că te întristează, nu-i așa? Să se vorbească de mine? De ce ar vorbi de mine? În articolul lui Peggy. Oh, asta nu-i nimic. Grav, persoanele care le apreciez știu și asta e principal. Nu i-ai cerut să modifice. E prea târziu și îmi primase oricum deja toate exemplarele. Săraca Iris, totul e pe dos azi. Frumos din partea ta să-ți faci griji. E normal, fără tine nu ar fi avut loc concertul. Nimeni n-a venit să-mi spună în afară de tine. Mulțumesc mult. O, oh, îmi spune că am urcat un pic în ochii ei. Good job.
Un reportofon și un CD nou nouț. Ok, hai să trecem la treabă. N-ai văzut-o pe Debra? Mai întâi Amber, apoi Debra. Ce pui la cale, mai exact? De unde știi că o căutam pe Debra? De fapt, pe Amber. Alex mi-a spus, era un pic îngrijorat. E prea sensibil. Aha, sunt de acord cu tine, dar asta e Alexi, nu-l pot schimba. Ai văzut pe Debra? Nu, încă. O caut încă. Poate nu-i momentul să întreb dacă ai văzut-o sau nu pe Debra. Ai citit ziarul lui Peggy? Da, de ce? E prima oară în articol, de la articolul despre mine și Amber că apare în ziar. E foarte ciudat. Când scrie despre mine, se bazează adesea pe aventurile mele. În același timp, pare din ce să scrie un roman. Nu poți învinui. Păi dacă, la câte prostii facem. Salut, Debra! A trecut ceva timp de când nu ne-am mai întâlnit singure amândouă. Nu ne-ai spus nimic? Vii să mă insulți iarăși, nu-i așa? Are o voce mieroasă. Nu-i trebuie să faci pe martirica, suntem singure. Hai! Hai, mă, supără-mă! Tocmai de asta mi-e frică, nu ești violentă, nu-i așa? Știi foarte bine că nu. Nu, habar n-am. Nu știu nici nimic de tine. Ceea ce credeam că știu s-a dovedit a fi fals. Fie ar să fie, bănuiește ceva sau ce? Ce faci? Mă uit la tine atâta tot. Cum poate să ia o voce așa terorizată, având totodată un zâmbet așa larg? Nu te apropia de mine. A, nu, de data asta nu o să-ți iasă. N-am să mă las fraierită. Dădeam să ies din clasă când a sărit pe mine. Am căzut amândouă pe spate. A profitat să-mi ia portofolul din buzunar și să-l închidă. Mă crezi idiotă sau ce? Dar ca știi de câte ori idioții de țeapa ta au încercat să întindă astfel de capcane. Știu acum cum să profit de asta în favoarea mea. A derulat CD-ul pentru a-l asculta. Lăsat să se înțeleagă că eu am sărit pe ea, nu invers. Dacă vrei să întind coarda și mai tare, poți să mă lovești suficient în tare pentru a avea un semn. Ești ignobilă. Ignobilă? Ce nume mai ești? Ce cuvânt mai ești ăsta? Dacă ai fi stat liniștit așa cum procedează scumpule Daniel, n-ai fi avut toate aceste probleme. Acum te rog să mă scuze, am o înregistrare pe care trebuie să o dau lui Peggy să o asculte. Nu, dă-mi asta înapoi, e a mea! M-am brăcit suficient de tare încât să cad. Nu-mi sta în cale. Nici n-am timp să mă ridic că plecase deja. De ce a luat totul iarăși o întorsătură greșită? Pentru că suntem noi o întorsătură greșită. Noi încercăm să facem mai bine și totul iese rău. Ai văzut-o pe Debra? Nu, de ce? Are ceva ce mi-aparține. Nu vrei să încetezi un pic să o înhărțuiești? Trebuie să o împiedic să dea înregistrarea celorlalți. Ne-ai văzut-o pe Debra? Era cu Peggy în casa scării. De ce? Oh, nu, Peggy! Nu! Debra și Peggy discută împreună. Stai puțin, Peggy, nu e ceea ce crezi. Nu mai stați, nu, numai asta stai, îți spui în ultimul moment. Pentru că e adevărat. Te-ai rănit? Fiindcă dacă ai ceva și nu-i spune directoarea înainte de a-l publica, va retrage dreptul de a scrie în jurnalul liceului. Nu e în regulă, am reușit să mă apăr. Super, mersi, Bibi. Ce va face fără prostiile tale? Nu, te rog, nu așa stau lucrurile. Știa că am un reportofon și ea a întors totul împotriva mea. Cum se poate așa ceva? Reportofonul înregistrează și nimic mai mult. E foarte tare. Nu încerca să te faci avocată, nu vei reuși să aperi niciun client. A plecat, lăsându-mă singură cu Debra. Întotdeauna am iubit-o pe Peggy, tu nu? E josnică. Ce să mă fac acum? Am vrut să clarific lucrurile și totul mi-a ieșit contrariu. Amber cu prietenele ei ies din toaletă hilizându-se. Au o găleată plină în mâini. Ce faceți? Nimic de ceea ce te privește. De ce căreați o găleată de apă în liceu? Ți-am zis, nu-i treaba ta, dă-te la o parte. Pun la cale ceva urât, e clar. Ah, Nathaniel, ultima dată când am vorbit cu el, l-am trimis la plimbare. Dacă îi vorbești, o să scadă afinitatea, deci o să-l ignor. Nu-i vina mea că se comportă ca un cretin. N-am să fac primul pas. El trebuie să o facă. Nu pari în formă mare. Lipsesc 2 zile și la întoarcerea mea un balamuc în liceu. Normal. Aș vrea ca totul să fie ca înainte. Nu trebuia să cauți probleme celorlalți. De câte ori trebuie să repet? N-am făcut nimic.
Nu știu, nu eram aici. Îmi pare rău de altfel. Îmi impresia că ar fi fost mult mai bine dacă eram aici atunci când Deborah a revenit. De ce crezi asta? Pare să aibă senzația că totul e ca înainte, pentru că ceilalți au fost încântați să o vadă. Deși trebuie să fie o mare încurcătură în capul lui Castiel acum. Mi-e milă de el. Ar trebui să... din moment ce nu-i pici în mreje, totul va fi bine. Din moment ce nu-i pic în mreje, numai asta ai în gură, nu e vorba să mă întorc cu cineva. E complicat decât crezi. Mult prea complicat pentru creierașul tău. Atunci, care e problema? Habar n-am. Great. S-au dus la etajul întâi. L-am urmărit încercând să fiu cât posibil de discretă. Sunt acolo, aproape de fereastră. Așteaptă să treacă și țintește bine. Au pus găleata pe pervazul ferestrei, așteptând ca cineva să iasă din curte pentru a vărsa. Acolo e, varsă găleata! Împiedică-le. Opriți-vă! La naiba, lasă-ne odată în pace! Peste cine vreți să vărsați găleata? Peste scorpia care a avut tupeu să revină. Și nu ești tu cea care mă va împiedica. A vărsat călata în curte. S-a auzit un zgomot violent și un țipăt. M-am precipitat spre fereastră pentru a constata ce s-a întâmplat. Tu, neroado! Deborah era udă din cap până în picior. Nu, n-am fost eu, crede-mă, Amber e cea care... Dar Amber și prietenii ei stupide părăsiseră deja încăperea. Nu! Ce s-a întâmplat? De ce ești tu de Debra? Ce urât miroase, se pare că e apa de la toaletă. Hei, e cineva acolo? Dumnezeule, toată lumea se uită la mine, aș face bine. Să dau bir cu fugiți imediat, nu-i corect. Domnișoara Bizi e așteptată în cancelarie. Domnișoara Bizi e așteptată în cancelarie imediat. Îi face directoarea, îi voi avea mari probleme. Directoarea bătea din picior. Lângă Deborah udă Loarcă. Te adistrează, nu-i așa? N-a fost eu cea care a făcut asta, dar recunosc că e destul de amuzant. Ai vreo explicație în locul nepotrivit la timpul nepotrivit. Vorbește prostii, mă hărțuiește în continuu de când am revenit la liceu. Nu e adevărat, e exact invers. Hărțuită vorbește serios domnișoara Debra. Nu, nu ascultați. Nu mă adresez dumneavoastră. Dar Debra a repetat tot ce s-a petrecut azi. N-aș fi crezut asta. Va trebui să iau legătură cu părinții. Veți fi sancționată, domnișoară. Ieșiți de aici imediat. Mult mai bine dacă rămâneam sub plapumă. Simt că am să explodez. Tu! Ce are toată lumea cu tu? Cu mine? Cu... Castiel, ce? Nu gândești mai mult ca un copil de 3 ani. Ai fi putut să o lovești încă căpățâna aia, serios? Eu n-am fost eu. Atunci când s-a vărsat singură pe Devra. Faci mișto de mine? Amber și prietenii ei sunt cei care... Te avertizez pentru ultima oară. Dacă nu te calmezi, jur că te voi face să regreți. Lasă pe toată lumea în pace. Debra a venit cu o super propunere și toată agitația pe care o provoci de când ea e aici, nu reușesc să concentrez pentru a lăsa a lua o decizie. Nu te credeam capabilă de astfel de gesturi ieftine doar pentru a îndepărta o tipă pe care tu o crezi rivală sau nu mai știu ce. Stai puțin, tocmai... Nu! Eu n-am făcut nimic, trebuie să explic. Cred că o să plâng până la urmă. Castia așteaptă, îți jur, n-am făcut nimic. Dacă ai vrea doar să mă asculți, ai înțelege imediat. Debra te-a manipulat și vrea să reînceapă. M-a dus în starea asta pentru a face totul pentru bunul ei plac. Țin mult la tine, Castia. Nu vreau să se joace iar cu tine. Te implor, crede-mă. Dispari. Te rog. Dispari din ochii mei, uită că exist și nu te mai apropia de persoanele care le apreciez. Dar vreau să te ajut, vreau doar ca toată lumea să înțeleagă că nimeni nu, să nu mai urească pentru ceea ce am făcut. Eu doar am vrut să scot adevărul la iveală și tu. Oh, this is so sad. I'm really going to cry. Cred că o să plâng de adevărat de la... Cretirule! Am luat-o la fugă. Eu care m-am jurat să nu plâng, suspină. Bibs, lasă-mă în pace, întoarce-te în sala delegaților și comportă-te ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce ai? Nimic, doar pleacă. Vips, te rog, spune-mi, care e problema? Totul e cu susul în jos, Casia nu vrea să se mai apropie de el, sunt sancționată, părinții mei vor fi la curent, deși n-am făcut nimic. Nu plânge, te rog, vom găsi o soluție. Tu nici măcar nu vrei să mă asculți, prefer să stai în colțul tău. Sfârșim toți prin a ne schimba părerea.